Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. O să fac o etalare pentru următoarele 3 zile, pentru zodia de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și am să încep cu zodia Taur, ascendent Taur, să vedem cum vor fi următoarele 3 zile, ce se pot aștepta cei din zodia Taur. La daruri, la cadouri, la o soluție, poate, care o căutați voi pentru un contract, pentru niște daruri, pentru o chestiune poate juridică sau pentru niște studii, pentru a vă pune în valoare niște talente, pentru a vă specializa poate în ceva, pot veni vești de la un intelectual. Daruri, cadouri, propuneri. Într-adevăr, văd că aveți niște, pentru zodia Taur, ascendent Taur, în următoarele 3 zile, puteți avea niște evenimente mondene, niște întâlniri, niște vizite, o declarație de dragoste, clar, chiar aveți întâlniri de dragoste cu partenerul, dacă aveți partener sau parteneră, dacă nu, poate apărea în mod o prietenie, o cunoștință, o armonie, o perioadă liniștită în ciuda unor probleme care pot fi și pe societate. S-ar putea totuși pe neașteptate să aveți și vreo contrarietate cu partenerul sau să nu aflați de vreun cineva bolnav, cineva care are e cineva într-un risc. Aici poate fi risc de scandal sau risc de o pierdere ceva, poate și din cauza unui orgoliu sau din cauza unei probleme de sănătate. Dar aveți și vizite. Deci în următoarele 3 zile vă puteți afla în compania unor persoane plăcute, care vă iubesc, care vă apreciază, dar puteți afla totodată și de vreun necaz, de vreun scandal, că vă văd totuși într-o tristețe, dar aveți și o prietenie, o sinceritate, o vacanță. Cineva vă oferă poate o consolare, o vacanță. În ciuda unei neplăceri care pe sănătate, într-adevăr, poate că voi puteți avea o problemă de sănătate sau să vă dezamăgească cineva într-o discuție. În dragoste, poate fi o pasiune puternică care să fie și cu multă, iasă și un scandal cu scântei. Puteți afla și de cineva care are probleme cu legea, așa, asta poate vă întristează. Legat de o tânără, sunteți voi tristă sau de o relație nouă care poate fi cu gelozie. Poate că aveți o relație nouă și această relație poate fi și cu gelozie. Sau partenerul are niște probleme din cauza unei persoane geloase. Poate fi și acest lucru. Dar vă văd așadar în general cu multă bucurie, poate evenimente la care participați. Cineva vă cântă dragostea, cineva vă protejează, cineva vă face vreun dar sau primiți darurile care le așteptați. Haideți să vedem și pentru semnul de pământ, Fecioară, ascendent Fecioară, în următoarele 3 zile. Ce pot fi în următoarele 3 zile, ce energii, ce vești, ce noutăți pentru zodia Fecioară, ascendent Fecioară. Petreceri, întâlniri, reuniuni, dar veți descoperi și de vreo gelozie, invidia cuiva. Pentru Fecioară puteți avea niște evenimente, întâlniri, ce veți lua cuvântul undeva, veți discuta în public, poate chiar, sau veți fi mai populare. Aflați secrete. Aflați niște secrete de o persoană care face niște servicii. Aflați voi de cineva care are probleme, poate chiar și cu legea, sau aveți niște neînțelegeri cu cineva aici, o rivalitate cu cineva. Poate fi și cu cineva cunoscut de voi aici, o singurătate. Vă dezamăgește un prieten, dar vă văd cum totuși într-o prietenie, descoperiți o prietenă, poate fi de la drum sau vin vești de la drum, aflați și de boala cuiva sau ceva vă întristează, da, puteți fi totuși într-o problemă, poate fi de sănătate, poate fi de un ghinion, să pe unde mergeți voi să nu aveți un ghinion ceva. Poate fie în relația de cuplu, fie dacă sunteți singura, nu știu, o tristețe, o boală, că vă văd aici o tristețe într-o boală și asta vă poate afecta. Dar văd că joacă un rol important maturitatea, fidelitatea, o haină de stat și poate partenerul de cuplu, dacă aveți, vine o veste de la el sau apare împăcarea în cazul în care apare o neînțelegere. Neînțelegerea poate fi aici legată și de niște vești. Puteți afla niște vești, contracte. Sunteți în siguranță, dar vă cam urmărește cineva. Și asta vă dezamăgește. Poate fi vreo două hărțuială, puțin de gelozia cuiva care vă îmbolnăvește. Poate chiar aveți ceva de rezolvat cu o haină de stat sau trebuie să fiți voi mai înțelepte. Puteți avea și de o despărțire sau de o singurătate a cuiva. Într-o nouă prietenie poate fi aici o falsitate. Lingușelile cuiva, cumva o să vă dezamăgească persoanele care poate voi sunteți prietenoase și descoperiți că
Nu toate persoanele cu care voi faceți prietenii sunt la fel ca și voi, dar văd că veți avea contracte reușite, siguranță de bani, vești de la drum, poate chiar călătoriți. Și, într-adevăr, poate că aflați și de vreo separare, despărțire sau o dezamăgire din cauza cuiva. Vă aduceți aminte de ceva și vă întristează sau partenerul are niște dezamăgiri și voi îl consolați. Găsiți o soluție, poate și printr-o haină de stat. Și văd că aveți un prieten fidel, așadar, credința voastră, poate, sau a partenerului, a unei persoane prietenoase, vă este de foarte mare folos pentru zodia fecioară. Deci veți reuși să vă descurcați în orice caz ar fi, doar că poate vă va dezamăgi. Haideți să vedem și pentru zodia de pământ Capricorn, ascendent Capricorn. La ce vă puteți aștepta în următoarele 3 zile, ce energii sunt pentru zodia de pământ Capricorn, ascendent Capricorn. Bârfe, gelozii și la voi niște răutăți. Văd că trebuie să vă apărați poate pentru niște răutăți sau, mă rog, să vă zbateți pentru ce vă doriți voi, pentru că puteți fi și sub influența unei intrigi. Aveți o prietenă, dar într-adevăr puteți afla și de vreun scandal, de vreun necaz sau iese vreo ceartă, vreun scandal. Doamne, ferește, de vreun doliu, văd aici, că puteți afla de cineva. Pot veni vești bune, văd că aveți niște speranțe de niște schimbări, de niște clarificări care pot ține și de o haină de stat. Să știți că pot veni niște schimbări totuși, dar puteți afla într-adevăr, vă dezamăgește în 3 zile, poate că o anumită persoană de care auziți că trece printr-o neplăcere sau care poate intrați în vreun conflict cu aceasta, dar până la urmă se clarifică. Cu partenerul văd că sunteți într-o bucurie, într-o reușită, poate și cu copiii, e fidel, văd că aveți o întâlnire, o reuniune, ceva, un interviu poate sau, mă rog, pentru o angajare. Văd că căutați niște soluții sau cineva vă va sfătui, vă vin niște idei, dar aflați un dezastru, care poate fi de vreme, care poate fi și de un incident, de o ceartă. Cumva aici văd că trebuie să stați pe gânduri, să căutați soluții și înțelepciunea voastră vă dă soluții și veți fi compensate, veți avea daruri. Poate fi de dași de sănătatea cuiva, de gelozia cuiva. Aici puteți afla de cineva de vreun doliu, cum ar fi din poate cineva bunici, mă rog, persoane mai vârstnice sau lipsa de înțelepciune te poate duce într-un scandal cu cineva care poate fi și gelos. Văd că e un risc, într-adevăr. Poate și legat de gelozie, de o singurătate, de o izolare. Vin vești care pot veni și de o moștenire, de un partaj, ceva. Deci dacă sunteți singure, poate că vă vine vreo moștenire, poate că vă vine sau vă vin vești legate de niște daruri, dar pot fi întârziate aceste daruri pentru că aveți niște dușmani sau aveți niște, sunt niște riscuri care pot ține și de societate. Și va trebui să vă bazați pe voi, va trebui să fiți înțelepte, va trebui poate să cereți chiar sprijinul hainei de stat, statului, spre exemplu, cum ar fi, că văd că vă vin vești bune, vă pot veni ajutor sau chiar vă poate veni și un contract. Cam asta din ce pot să spun și pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn, așadar pentru zodii de pământ, următoarele 3 zile. Ce am văzut de bine, să fie de bine, la revedere!